Preocupația mea era curcubeul. Eram atât de concentrată să număr culorile curcubeului încât am pierdut noțiunea timpului. Nici nu am observat cât de repede a trecut jumătate de oră. Apropo, voi copii, cunoașteți câte culori are curcubeul? Câte? 7. Corect, dar parțial. Noi vedem cele 7 culori, dar de fapt, să știți că curcubeul are un spectru continuu de nuanțe. Priviți la ecran, vedeți? Sunt mult mai multe. Să știți că eu aleg doar 7 culori ca să desenez un curcubeu. Pentru că dacă aș alege mai multe nuanțe, nu mi-ar ajunge nici o săptămână să-l desenez. Ce interesant, nu știam de spectru continuu de culori. Adică dacă mă mut un pic mai sus sau mai jos, imediat primesc altă culoare. Uh-huh. Deci curcubeu are mult mai multe culori decât 7. Da, Claunea. Ce bine că trebuie doar 7 ca să desenăm curcubee. Dar voi le știți pe alea 7? Da? Încercăm acum să le spunem de jos. Care e prima? Mov. Indigo. Albastru. Verde. Portocaliu și... Bravo!